Ne întoarcem la colega mea, Alina Sorocean. Alina, cum a fost votul? Care au fost comentariile? Vă spuneam puțin mai devreme că au fost 270 de parlamentari care l-au susținut astăzi pe Valeriu Zgonea în fruntea ANCOM pentru o șefie ANCOM și 33 au votat împotriva. A fost o întreagă dezbatere aici în plenul reunit al Parlamentului. Cei de la AUR și USR au susținut că Valeriu Zgonea nu este pregătit pentru această funcție, care studie în domeniul relațiilor internaționale, iar asta nu înseamnă telecomunicații. De cealaltă parte, Alfred Simonis, liderul deputaților PSD, menționa că Valeriu Zgonea, fostul președinte al Camerei Deputaților, a făcut cursul în cibernetică și că toate mandatele, cele 4 mandate de parlamentară deputat și funcția de președinte al Camerei Deputaților îl ajută în acest nou domeniu și în această funcție. Vă reamintesc faptul că ieri a fost audiat Valeriu Zgonea și în comisiile de specialitate, acolo unde a menționat faptul că soția sa, cea care lucrează în momentul de față în ANCOM, și-a dat demisia din funcția de secretar general al ANCOM și a rămas un simplu angajat. Spunea însă fostul președinte al Camerei Deputaților și actual președinte al ANCOM că nu va influența acest lucru faptul că soția sa lucrează în această instituție, nu va schimba cu nimic situația și că nu îl va influența.